Este prin Banca Mondială, valorează ca 860.000 de lei, care a fost adus cu ajutorul Ministerului Sănătății și a parlamentarilor PSD de Botoșani, care s-au luptat pentru el, dar tot cu ajutorul dumneavoastră a parlamentarilor. Funcționează momentan, am în două CT-uri, pot fi folosite alternativ, spun că dotarea este foarte bună. Am organizat multe cursuri de perfecționare pentru angajați. Noi am, cu ajutorul Consiliului Județean, am inițiat foarte multe lucrări de reparații capitale, modernizări și achiziții de aparatură. De la Ministerul Sănătății avem 6,5 milioane de lei în statul pentru achiziții de aparatură. Mai vin și din zonele, pentru că spitalul este bine dotat. Da, este bine dotat și asigură că au medicamente, mă vreau să aștept că nu au niciodată. Doamna ministru, prim-ministru și ministru, nu putem circula din cauza dumneavoastră, sau de jumătate de oră aici. Cine va opri? Mânăm ce liftul și spune că jos se aglomerat. Ajutați-l pe domnul Sărție. Nu suntem noi în lift. Noi n-am venit cu liftul, n-am venit pe liftul. Dacă sunt ca să speri, înseamnă că nu mă duc și la sală. Vă mai spun și altceva. Astăzi s-a reparat liftul de la intrare. Așa. La policlinică nu se poate intra. De ce? Păi pentru că nu există lift. E altă corp al clădirii. Spitalul la urgență nu-ți dă voie să intri pe acolo, că n-ai ce căuta pe la urgență să intri în spital. Noi pe unde mergem? Explica, este mai acolo, special pentru persoane cu handicap. Și vă ridic este... și intrați acolo. Unde, doamnă? Acolo la intrare. Da, și dincolo, ca să intri pe policlinică, sunt trepte. Din păcate, ambulatorul este foarte vechi și nu sunt condiții de... Dar de ce ne trimiteți la ambulator? Medicul din familie ne trimite la ambulator. Da. Doamna Coca, nu trebuie să spunem, da. Da. O soluție. Se poate face, doamnă. Uitați că vine cineva. Doamna, doamna. Este o problemă pentru persoane cu handicap în acest spital. Nu. Eu aș intra pe la UPU ca să ajung aici la lift. Jos. Dar la UPU nu ne lasă, că trebuie să ia altă unitate. Deci UPU este comun cu spitalul. Este adevărat, vă spun eu. Sunt circuite separate. Da. Pentru persoanele cu problemele acestea există totuși rând, există posibilitatea... Da, foarte bine. Logica dumneavoastră e de fel. Dar a mea care trăiesc aici este altfel. Pentru că eu nu pot să ajung la ambulator. La policlinică. Este platformă, dar este platformă. Doamne, de ce mi-explicați? De ce explicați aiurea? Platforma este la nivelul fișier, doamnă. Eu cunosc mai bine că nu m-a spitat, că am stat mult timp aici. Deci ca să urcați la policlinică, spuneți-mi mie, până acest. Ai tu accesul la ambulator, la etajul 1 și 2, într-adevăr avem o problemă. Eu despre asta vorbesc, nu mi-e spitat, ales, doamnă, motivații găsim foarte rapid și ne strugăm. Eu v-am spus, răspundeți la obiect. Mă lăsați să îi spun eu, domnule manager. Domnul manager trebuie să știe că există niște indicatori de calitate fără de care spitalul ăsta nu poate ajunge la Banca Mondială, tot datorită susținerii guvernării pe care ați desfășurat-o și pentru că ne-ați susținut. Am făcut un proiect de investiție și am dotat acest serviciu de urgență și am reușit să aducem aparatură nouă, care iarăși e în beneficiul pacienților. De asemenea, am fost dotați cu ventilatoare, cu monitoare, cu EKG, cu ecografe. Prin acest proiect pe care îl avem iarăși de reabilitare și pe proiectul de investiție, am reușit să obținem cu ajutorul dumneavoastră un aparat de radiologie digitală și noi sperăm că suntem pe o pantă ascendentă și dacă în continuare o să beneficiem de susținerea dumneavoastră, că noi asta ne dorim.
sperăm noi să ajungem cu serviciul de urgență Macromati Botoșani la un standard, zic eu, ca cel care îl găsim într-un centru universitar. Eu asta am. O săptămână, așa ați fost vizită în ordine. Foarte bine, foarte bine. N-am vrem de obiecta nimica. Doamna doctor Maria Matei e o persoană cu experiență. Doctor bun, asistent bun, foarte bun. N-am vrem nici de obiecta. Ați fost abia așteptați să vedeți pe doamna premier. Nu avem nimic. Da, foarte bine. Vă mulțumim că ați venit la noi. Multă sănătate, să aveți grijă de dumneavoastră, da? Multă sănătate, nu așa, nu așa. Sănătate mult, doamne ajută. Eu să fac o poză cu dumneavoastră. Băiatul, hai, vin aici.